Data 16 noiembrie, 10 grade, avem un copac de căpșună aici, mai se găsește rar și în zona noastră. Și acum am gătat acolo stupina aia micuță de vară. Am venit aici la stupina asta, la alta mai mare de vară, pentru că mi-a rămas să pun burete. Pardon, de la albastru. La câțiva, cum am acolo. Așa. Și mai am aici la paletul asta, plus ăla sânguri de acolo, să le pun tratamente apivar. Și acum am spus că mai să mă uit să văd cum a consumat ăsta, apifonda. Să vedem cum l-a consumat. Hai că las direct să meargă. Am fost aici săptămâna trecută, nu știu în ceva vreme. Deci, îs puse de, nu știu, 5 zile, 6 zile. Ia să vedem. Ia să vedem. Ce fac eu, albină, nu-i afară? Ia-ți o daltă. Știi să poți să scoți lemnul ăla. L-am pus eu numai să fie. Da? La asta, da. Stupii de 12 rame. Am iau și eu o daltă. Asta. Cu tratamentele. Așa. Hop. Ia să vedem. Am luat fumulețul. Albine ieșite și pe aici. Unde mi-am pus dalta? Ia să vedem. Așa să vedem. O mâncat un pic din ea. Uite ce gaură a făcut aici. O mâncat un pic, vezi? Da, acum tort o mănânc un pic mai greu. Ia. Așa că poftim. Și bag două benzi astea. O mâncat acum. Torta nu-i făcută să o mănânce repede. Nici nu e bine să o mănânce repede, trebuie să o mănânce încet. Să le ajungă. Hai, fugiți de aici. Ca un șoricel l-a făcut acolo gaură. Așa. Ia să mergem la următorul. Acum în funcție și de mărimea coloniei, vă dați seama. Consumul e și în funcție de mărime. Cum zici? A, nu le pune la astea. Ce, te atacă una? Una de pe mine. Bun. Vezi, dacă nu poți să le pui la alea, dacă nu, vin cu fumul, știi? Ia să vedem. Asta e mai micuț. Asta e bag un singur apivar. Asta e mai micuț.
un pic o ciugulesc turtița. Important e ce mă interesează pe mine, să ierneze mătcile. Dacă o iernat matca la primăvară, vin și pun un pachet de albină pe ăsta e și refac colonia. În corpul ăsta vin, îl umplu de rame, țac, 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 8 rame, sirop. După ce s-a urcat, vin și mai pun încă unul și mai pun încă unul. Când am 4 corpuri, vin și le divizez pe fiecare și îmi fac nuclei de împerechere, de vare. Asta e planul. Acum, vedem. De la plan până la iernare. Oh, uite ce găuric au făcut asta. Pare un pic mai, pare un pic mai serios asta. Uite ce vântuț bate. Rapid, nu le țin mult. Așa. Ai scot din stup la bietul. Măi, dar ce le-au lipit corpurile între ele? Propolisul, cred că. Ce-a fost pe acolo? Stați acolo cu minți. Nu vă fac niciun rău. Opa. Este un pic cam rău. Da, au făcut și el o gaură. Acolo. Deci nu curge. Apifonda nu curge în stup. Este țapă în acolo. Băgăm și la asta frumos două benzi. Așa. N-am avut la mine atunci, că le-aș fi tratat atunci, să nu mai vin acum să le deschidă. Da, dacă așa a fost situația, n-am putut să le las acum așa netratate, că sigur la primăvară vineam și număram lăzele goale. Asta e clar. Caută. E acum îți blindat. E frig. Asta e frumos. E frumos el. S-a făcut un pic de condens. Stați acolo jos. Hai, pe topogan. Pup. Așa. Îmi place. Le las numai să coboare ele singure. Nu le forțez. Acum cum ele stau în semi-game, să spun, dar nu vreau să le strivesc.
Da, păi să prind Regina acolo. Vă dați seama. Hai, du-te și tu. Cam asta e. Ia să luăm și pe asta. Asta cred că ai. Uite că o să fac și eu un pic. Cred că e mai jos colonia. Acum asta e. Îi dăm și lui două benzi de apivar. Mai se tratează un pic. Și ne vedem la primăvară. Ia să mergem și la ultimul și apoi gata. Așa. Super. Mai mergem și la ultimul. Acolo bureț unde nu ne-a ajuns. La vânt, e acidă. Ca trenul. Ca trenul pe aburi. Așa. Asta e alt fel de turtă. O să pat bine și e. Cremoasă, e bună. Mai tare un pic decât pe fonda. Da, o mănâncă albinele. O mănâncă și băie. Are miere, cred că se vede cum are miere pe rame. Da, dacă le-am dat la tate până aici are. M-am toxică cu asta. Gata. Verific să fie totul bine. Și salut. Bun. Cam asta e din stupina de vară. Vă las, vă doresc o iernare ușoară. Mai am de pus la iernat niște stupi înguști și înalți, în care sunt ramele de mini nucleu sau micronucleu, nu știu cum îi spuneți voi. Trebuie să mă ocup și de alea, nu s-o mai ocupa nimeni de câteva luni de zile, ca să spun. Trebuie să mă ocup de ei și să-i
și să-i pun în iernare. Adică în iernare. Să le pun turtă, să le reduc corpul eventual, dacă sunt prea mari. Le pun turtă pentru că ei fiind mici, nu se pot auto susține ei singuri. Și atunci e normal că trebuie să-i ajutăm. Pentru că pe noi ne interesează de fapt să treacă iarna matca. Bun. V-am lăsat. O seară minunată, o seară binecuvântată, peisaj frumos, soarele au apus acolo. Vă doresc iernare ușoară, numai bine, ia ce îmbrăcată-s. Vă salut!